un minut de citirea etichetei te ferește de o vizită la doctor. What? Am ajuns în Topoloveni, în oraș, fix în centru unde e catedrala și am întrebat lumea. Se pare că toată lumea știe să facă zacuscă, dar unii m-au îndrumat spre fabrică să iau gata făcută, că n-aș vrea să stau așa mult în bucătărie. Din totdeauna eu mi-am dorit ca toate produsele care ies din această fabrică să poată fi consumate în familie. Noi suntem o fabrică mică. Noi nu facem cantități cu prețuri mici. Noi facem calitate, produse puține, pentru că eu îl învăț pe consumator. Nu mânca mult. Fiecare cum dorește, o poate consuma fără să afecteze organismul. Această zacuscă de vinete este un aliment benefic organismului datorită faptului că are cel puțin 4 legume. Vorbim despre vinete, vorbim despre orice tip știu de ardei. Știu și eu, am întrebat. A, da? Vinete, ceapă, roșii, ardei. Întâi se pune ceapa, se călește ceapa, după ce s-a călit ceapa se pun ardeii, după ardei se pune vânăta, după toate astea se pune bulionul de roșii făcut aici. În momentul în care se desface un borcan cu bulion de roșii, simți că ești într-un câmp de roșii românesc. Legumele proaspete, ardeiul, capia și vinetele se găsesc la Superba în Băiere. Le spălăm cu bulbuci. Da, bulbucii de unde vin? Este aparatul de așa natură, creează exact ca o, la o baie pentru oameni. De fapt e spa. E un spa. Se folosește la absolut oricare dintre ingrediente. Și la ceapă? Ceapa nu, decât după ce se descojește. Și ea trece aici? Trece toată lumea prin baie. Aaaa. Pentru că ne spălăm. Țineți aici că mă bag. Legumele au zaharurile lor în mod natural. Își păstrează vitaminele, își păstrează fibrele alimentare. Deci noi oferim aliment funcțional. Dacă vrei să mănânci sănătos sau să te alimentezi, cum spun eu, că de mâncat mâncăm și benzo, cum ai zis, benzină, dar de hrănit te hrănești cu legume, fructe, proaspete, românești. Deci noi luăm de la producătorii din zonă, care producători noi îi verificăm din primăvară să nu aibă îngrășăminte. Aveți grijă la treaba asta, da? La toate legumele, la toate fructele, le verificăm atent din vară. Pământul nostru, cel puțin în ultimii 30 de ani, 30 de ani, da? N-au mai fost bani și îți mulțumesc, Doamne, că n-au mai fost bani pentru îngrășăminte. Da? Asta e rețeta. Dar acum le spălăm și apoi? Apoi ele se copt. După ce s-au copt, sunt tocate și puse în cazane. Totul se face cu grija cu care am lucrat acasă, numai că avem utilaje performante. Acum e mult mai modern. E mai modern, mai rapid. Mai rapid, îmi place tot utilajul la buton, înainte că eram cu băița. Noi fierbem, concentrăm zacusca în aceleași vase ben-marie, adică vase cu pereți dubli, printre ai căror pereți circulă abur tehnologic pe care noi îl controlăm. Asta e cazanul de? Acesta este cazanul pentru magiunul de prune. Aici se aduce marcul de prune, siropul de prune. Dar acum zacusca. Aici e zacusca? Zacusca, da. E un uriaș cazan care învârte ingredientele. Se văd bucățele de ardei. Aici este zacusca. Pentru că ea este amestecată tot timpul ca să nu se ardă. Exact ca la magiun. Am fost la magiun. Identic. Noi folosim aceleași utilaje de la magiun, la zacuște, la dulcețuri. Ceea ce ți-am spus, acolo fierbe magiunul. Deci în același timp se face și zacusca și magiunul. Aceștia sunt pereții cu cazanele cu pereți dubli, da? Ții mâna pe ei, da? Iar aici fierb prunele. La noi nu există niciodată niciun fel de conservant. Singurul conservant este sarea.
pusă până într-un 1%. Noi o servim ca atare, pentru că toată lumea se simte gustul fiecărui ingredient în parte, ulterior, urmând ca persoanele care le doresc mai sărate, mai condimentate, să-și adauge atât cât absolut, își doresc. Se pune pe masă, se și, pune pe masă și fiecare poate să adauge. Bunul plac. Până se spară foarte bine încă o dată borcanele, se sterilizează, iar zacusca vine prin acest tub. Dar nu vă atentați să puneți în borcane de plastic? Niciodată nu folosim plastic, deoarece plasticul, el însuși este foarte chimic. Noi o punem fierbinte și tot ce e chimic în plastic se transferă produsul. Și legumele au zaharuri naturale ale lor. Legumele sunt dulci prin esența lor. Tot ce este conservant natural, boabe de muștar, boabe de piper, boabe de inibahar, foi de dafin, nicio problemă. Sunt conservanți naturali, dar zahăr, feritul tot bunul Dumnezeu, cum ai că să pui tu zahăr peste niște legume care ele însele au zahăr. Doamnelor, nu mai puneți zahăr în zacuscă. Nu. Totuși mai merg în vizite și dacă îmi dă zacuscă cu zahăr. Nu, trebuie să întreb ce pun. Tot ce e românesc e bun. Din păcate aș formula-o altfel. Nu ar trebui scris românesc pe orice nu este bun. Se vine cu căruciorul, se intre direct cu câte un cărucior. Repet, se stabilește de aici temperatura. În felul ăsta nu mai e nevoie de conservanți? Niciodată. Stă zacusca, noi o garantăm 2 ani. În Croația, păieți deștepți, au înregistrat cu indicație geografică protejată. Da, păi noi suntem ultimii. Noi nu mai avem zacusca, nu e a noastră. Nu e a noastră. Ce-a urmașilor voștri? Nu, nu, pentru că n-am avut de grijă. Eu ce am putut să fac, am făcut pentru magiunul de prune care se face în zona Topolovenului, da? Dar alții care erau pe piață cu mult timp înaintea mea, fabrici foarte mari, nu le numesc aici. Da. De ce Dumnezeului n-au înregistrat zacusca? Ce preferați, zacuscă sau magiun? Zacuscă. Da? Da. Când produci mult, ieftin, ai profit. Noi nu avem profit. Noi avem profitul urmașilor. Noi avem profitul numelui. Ceea ce este cel mai important până la capăt. Noi datorăm magiunul de prune lui Maximilian Popovici, inginerul Maximilian Popovici. Dânsul a adus în România cazanele Ben Marie cu pereți dubli și a luat prunele din Tuciuri și le-a pus în aceste cazane. De asta am reușit eu să înregistrez zona geografică Topoloveni pentru magiunul de prune, deoarece rețeta este de mai bine de un secol. Nimeni în România nu poate să prelucreze legume, fructe, carne, punând pe etichetă numele Topoloveni. Îl avem înregistrare din august. Am început să notificăm hipermarketurile, dar eu vorbesc eu aud. Opriți toată munca în decembrie? Nu oprim niciodată. Facem zacusca de fasole uscată. E o diferență între zacusca pe care o produceți în septembrie și cea din decembrie? Nu, sunt aceleași ingrediente. Nu. Sunt aceleași ingrediente. De obicei, cizmarul n-are cizme, croitorul n-are baldor. Aveți zacuscă? Aveți magiun? Da. O tradiție, un obicei, e o mâncare sănătoasă, e făcută foarte curat. Este alimentul de bază, se țin posturile, mai mâncăm miercuri, vineri. Când s-a inventat la noi zacusca? Ce secol? De când mă știu eu. Pe grătare, pe table, la foc de flacăre, e cea mai bună zacuscă atunci în momentul când e coaptă. Are gust diferit de cea din Tuci de la bunica? Este exact ca cea de la bunica. Serios, da. Noi românii nu intrăm în iarnă fără porc de Crăciun, fără zacuscă, fără varză în butoi.
Nu ne numim români. Zafrica Majun! Trebuie să ai un cap limpede ca să fii atent și colo și colo. Câți angajați mai aveți acum? 27-28 în fabrică, lucrează pe ture. Din păcate, concurența neloială, tip-til, după noi, cu prețuri conform calității produselor. Problema este foarte clară că noi primim telefoane, primim mesaje când ne-am stricat calitatea. Oameni buni, informații întâi. Eticheta. Da. Eticheta vă spune totul. Da. Ideea, dar nu e hipermarketul vinovat. Vinovate sunt legile statului român care le permit. Repet, ei sunt comercianți. Orice comerciant dorește să câștige. Cum puteți să-l acuzi pe hipermarket? Niciodată. Dar cum statul român nu, nu face? Nu, nu are grijă de producătorii săi? Mă raportez la mine. Ba da, la mine mă raportez. Nu se îngrijește de concurență să fie loială? Ba da, se îngrijește foarte tare să fie neloială. Și vorbesc aici niște, niște instituții care sunt pe site-ul Comisiei Europene și care sunt nominalizate să verifice eticheta și numele produselor care afectează indicația geografică protejată. Eu ce să fac? I-am dat în judecată pe toți. Și bunica, de unde știa rețeta? De la bunica, din străbunii, așa s-a moștenit așa din tot. Așa. Așa și cu zacuscă, așa și cu magiunul din străbunii. Eu aici am 35 de ani de când lucrez, de la 16 ani lucrez aici. Mă amestecam și în tuciul cu magiun, dar noi făceam în Oltenia magiun de struguri și am adus aici și am impus magiunul de struguri, 3 ani am chinuit. Ca să-mi amintesc eu din copilăria mea de acum 60 de ani, cum se face magiunul de struguri. Și zacusca? Vă amintiți tu din copilărie? Da, îmi retrăiesc copilăria în această fabrică. Mai vreau să știu ce înseamnă că sunteți furnizori ai casei regale, ce înseamnă? De ziua principesei Margareta, a venit principele Duda aici la Topoloveni, au venit la primărie. Și m-au chemat la primărie și știind că e ziua maestății sale, am făcut normal un coș ca la româncă. Dacă îți vine omul în casă, îi faci un cadou. Cu ce îi faci cadou? Cu ce ai tu acasă? Pâine, ce ai tu acasă? L-a luat principele, l-a dus la București. Au gustat acolo, trăia maestatea regele Mihai I, m-au sunat și m-au întrebat dacă doresc să devin furnizor al casei regale. Ne-au oferit această mare calitate și ușor, ușor, pentru fiecare produs în parte, am redevenit, ne-au oferit din nou calitatea de furnizor. Iar la una dintre aceste ceremonii a fost ceremonia vieții mele, cel mai important moment după nașterea fiicei mele, când maestatea sa regele Mihai I mi-a întins mâna, s-a uitat în ochii mei și a zis, vă ofer calitatea de furnizor al casei regale a României. Poți vreodată în viața ta să dai calitatea jos când ai un astfel de îndemn? Niciodată. Și peste tot pe unde este sigla casei regale a României, să știe oamenii, consumatorii, că sunt produsele noastre. E o steluță aici albastră, să vă uitați după sigla asta. Asta e sigla cam, casei regale a României. Cam garanția. E garanția că suntem noi și nu cei care ne-au copiat în mod ilegal marca. Să te uiți atent la ingrediente. Dacă acolo apar litere, trebuie să-ți pui tu ție însăți sau ție însuți, stai puțin, că litere l-am învățat până la clasa 4. Citiți eticheta. Un minut de citire a etichetei te ferește de o vizită la doctor. Ce avem noi aici? Copyright e ăsta, nu? Aici, da, evident. Am muncit ceva, s-au făcut super, super, super analize. Și am obținut acest număr de înregistrare 1360, niciodată nu-l păcălim pe consumator. Și noi dorim ca el să fie sigur de ceea ce consumă. Miroase ca bulionul făcut în casă de bunii. Fără zahăr, nu are niciun gram de sare. Nici sare? Numai roșie. Atenție! Cum se conservă? Simplu ca bună ziua. După ce ai scos apa în mod menajant, îl treci la aparatul acela unde stau ele, bine mersi. Păi Mariu e secret. Da. Și sterilizarea după ce au fost date la benmarie. Așa și așa. A, pe capac. Pe capac. Că aici e pusă vină deja. Da, păi nu, asta e eticheta, asta e căpăcelul. Da, eticheta de etichetat se etichetează la mașină.
dacă pun o etichetă de zacuscă la majun? Dar cum să facem așa ceva? Cum să confundăm zacusca cu majunul? Da, Doamne, ferește, nici nu se poate, nici nu se... Așa? Da. Cam așa. Faceți un pic așa. Trebuia mai cam, drept. E cam mototolit. Da, da, pentru primul borcan e... Capacitatea fabricii de cât e? E foarte mare. Noi nu lucrăm decât la maxim vreo 20-25%. Doar la 20%? Deci ați putea mai mult? Mult mai mult. Ați putea face zacuscă pentru toată țara? A, și zacuscă am putea face pentru toată țara. Sigur, majun, da. Și pentru export, da. Ce nu am? Nu am desfacere din cauza concurenței neloiale. Nu aveți desfacere suficientă. Din păcate, repet la infinit, dacă un doctor vreodată va da ferească Dumnezeu un certificat de deces, nu-mi doresc să moară nimeni, dar pe care să scrie clar cauza decesului, consumul a X produse în care au fost X conservanți, crede-mă că oamenii ar fi mult mai atenți la ceea ce mănâncă. Dacă facem o mișcare, românul să mănânce sănătos, intrați în mișcarea asta? Sunt prim. Sunt prima. Eu prima, prim. Ok, eu a doua. Și vă voi face și un cântec. Hei, zacuscă, nu ai parte de muscă. Numai de... Ziceți mai repede rime. Deci, e un cover. Zacuscă. Vă place? Trebuie să am patru parteneri. Bravo! Vă rog să intrați să facem și un dans. Ce face românul când n-are ce mânca? Desfaci un borcan cu zacuscă.